Salut! Azi voi schimba hardul cu un SSD la un PlayStation 3 Slim și o să vă arăt și noastră toți pașii cum trebuie să-i urmați ca să puteți instala softul după ce ați făcut upgrade la hard. Acesta este SSD-ul meu. O să-l introduc în locașul său. După introducerea SSD-ului, în unitate, intrați pe site-ul acesta oficial al PlayStation-ului și descărcați softul. Okay? După descărcare, aveți nevoie de un stick, îl formatați. Îl formatați în FAT32, vezi cum am eu aici. Okay. Apoi, după ce s-a formatat, intrați în stick, creați un folder PS3. După ce ați creat acest folder, interiorul folderului, mai faceți încă un folder și scrieți update, ok? Apoi, când ați scărcat softul respectiv, îl copiați în folderul ultimul creat. Deci, fix cum am aici. Așteptați. Bun. După ce s-a copiat, îl scoateți din laptop, PC ce aveți noastră, îl introduceți în unitate. Apoi aprindeți unitatea. Aveți nevoie de o manetă. Ok. Acum, apăsați pe butonul emblema la PlayStation, cel de aici. O să vă zic că să apăsați pe Start și pe Select. Se verifică. Foarte important este faptul să aveți internetul, cablul conectat, da? Așteptați. Bun. Ok. Apăsăm încă o dată.
acum se formatează. Atenție să nu opriți unitatea între timp ce se formatează. Este foarte important. Acum apăsăm pe butonul acesta. Verific update-urile. Rog să ne așteptăm puțin. O să apăsăm pe butonul acesta înainte. O să acceptăm. Mergem înainte. Acceptăm. Se instalează. Mare atenție, vă trebuie cablul acesta, v-am spus. În unitate este foarte important pentru a-și face update-urile respective. Butonul acesta. Încep limba. Ok, o să apăsăm pe butonul acesta, fiți cum învață aici. Selectăm limba. Sunt pe X, da. Așteptăm un pic. Da. Mergem mai departe, mai departe.
Enter. Așteptăm un pic. Okay. Asta a fost tot. Sper să vă descurcați noastră. Mult succes!